În cadrul acțiunilor de control, echipele APIA urmează să verifice existența reală a efectivului total de animale pentru care s-a solicitat prima pe cap de animal și corespondența dintre efectivul înscris în cerere și efectivul existent în exploatație la data controlului. Totodată se are în vedere și identificarea animalelor în conformitate cu legislația în domeniu. Astfel este cazul animalelor identificate cu o crotalie auriculară simplă, având imprimat un cod unic de identificare animalului în cazul animalelor născute până la 1 ianuarie 2008 și a cu două crotalii auriculare simple și același cod unic de identificare în cazul animalelor născute în perioada 1 ianuarie 2008, 31 decembrie 2009. De asemenea, se urmărește identificarea animalelor cu o crotalie auriculară simplă și o crotalie auriculară electronică, ambele conținând același cod unic de identificare animalului în cazul celor născute, începând cu data de 1 ianuarie 2010. Apia reamintește crescătorilor de animale că efectivul de femele, ovine sau caprine pentru care au solicitat prima trebuie să fie menținut în exploatație la adresa menționată în cerere pe perioada de retenție, respectiv până la data de 3 august 2013 inclusiv. Animalele găsite la control fără numere de identificare sau incorrect identificate sunt animale nedeterminate care generează penalități sau excluderi de la plată după caz. În cazul în care solicitantul refuză sau restricționează accesul în exploatație a reprezentanților APIA pentru efectuarea controlului la fața locului, cererea prin care s-a solicitat prima pe cap de animal devine neeligibilă. Data de 3 august 2013 este termenul limită până la care echipele APIA ea pot efectua controlul la fața locului în exploatațiile de ovine și caprine.